Bună seara, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că sunteți aici, în loc să fiți în altă parte. Sper că mă aud fără microfon. Este ok? Bun. Okay. O să prezint o nouă metodă care este nouă și în lume, nu este foarte de mult timp, este din 2014 doar. În România este și mai nouă. Și am denumit această prezentare codul armoniei interioare pentru că prin această metodă poți atinge armonia interioară. Și ca să vă faceți o imagine cam cine sunt și de ce aș putea fi acum în fața dumneavoastră, eu sunt instructor de neurografică din 2022, practic neurografica din 2021. Până acum am lucrat cu cam atâția oameni prin neurografică, iar rezultatele sunt fantastice și acest lucru puteți să-l vedeți și pe grupurile mele de social media. Și haideți să vedem un pic ce este armonia interioară și de ce ne ajută neurografica pentru a atinge această stare. Armonia interioară, în general, este echilibru între minte, corp și suflet, iar prin această metodă abordăm exact aceste trei elemente, da? Minte, corp și suflet. Orice desen, de fapt, este din perspectiva aceasta, din perspectiva minții, antrenăm mintea, ne conectăm cu Universul, da? Și bineînțeles că acest lucru se reflectă și în corpul nostru. Și cum ajungem la o armonie interioară? Bineînțeles că odată trebuie să știm în ce punct suntem și până ne cunoaștem noi pe noi, până nu avem acest proces de autocunoaștere cât mai adânc, să spun așa, nu avem cum să știm care este armonia interioară pentru noi. De aceea este important să ne cunoaștem, da? Să avem o înțelegere și o acceptare, că nu e destul doar să ne cunoaștem, dar trebuie să ne și acceptăm așa cum suntem, iar prin neurografică chiar ajungem să acceptăm acele lucruri pe care poate în momentul acesta nu sunt acceptabile. Normal că o claritate în gânduri și încrederea în sine, care este, așa cum vă spuneam și la stand, încrederea în sine este primul simptom, să spun așa, sau primul rezultat care se produce în urma acestor desene. Dar ce ne ajută neurografica, așa cum am spus, la dezvoltarea, în primul rând ne dezvoltă creativitatea și imaginația, iar prin acest lucru se echilibrează emisferele dreaptă cu stângă. Bineînțeles, mai multă acceptare și înțelegere, mai multă claritate, rezistență la stres și devenim mult mai puternici, să spun așa, sau mai adaptabili la provocările vieții. Un lucru foarte important sau ce s-a evidențiat până acum, cel puțin din practica mea și a celor care practică neurografica, este acele sincronicități care apar în viața noastră, pur și simplu din nicăieri apar niște lucruri la care nici măcar nu ne-am fi gândit. Și chiar mai nou spunea și autorul acestei metode că neurografica are un potențial de a scoate lucrurile într-un mod neașteptat, de a te duce la niște situații sau de rezolvări, soluții într-un mod neașteptat. Deci este un potențial de neașteptat în această metodă. Vă dau doar câteva dintre feedback-urile celor cu care am lucrat până acum, pentru că sunt o grămadă și dacă intrați pe grupul meu de Facebook o să vedeți săptămânal testimoniale și feedback-uri de la cei care lucrează cu mine. Ceea ce spune aici Lucy, care zice că este și profesor de psihologie, da? A spus că a fascinat-o această metodă încă de la început, dar pentru rezultatele imediate care au apărut, da? Și a recăpătat zâmbetul, au apărut proiecte neașteptate, exact ce spuneam și mai înainte, într-un mod neașteptat, da? Sunt multe conștientizări. Mai departe, o să trec mai rapid așa peste feedback-uri, pentru că puteți să le găsiți și pe site, pe paginile mele. Aici iarăși altcineva spune că a descoperit o transformare personală semnificativă, da? Reușind să-mi depășesc fricile
Și acest lucru, în general, se întâmplă cu majoritatea celor care au lucrat prin neurografică. Haideți să vedem exact ce este neurografica și ce anume o face atât de eficientă. Neurografica se poate spune că este o nouă metodă de gestionare, cum a spus, a vieții, care folosește un desen special sau neurodesen, dacă putem să-i spunem, care are un impact major așa pentru creier, pentru că folosește, imediat vă spun și ce concepte sau ce detalii folosește. Deci se poate spune că este ca și un mind scanner, așa cum am spus aici, adică ne proiectăm gândurile pe foaie într-o formă grafică și un antrenament pentru creierul nostru. Autorul acestei metode este Pavel Fiscariov, este și fondatorul Institutului de Psihologie a Creativității și este și persoana de la care am învățat în mod direct. Chiar în decembrie am fost în Moscova să mă întâlnesc cu dânsul, aici puteți vedea și poza. Această metodă, așa cum am spus aici, este o metodă pentru gestionarea inteligenței emoționale în soluționarea problemelor raționale. Până acum este prezentă în peste 60 de țări, este practicată de peste 3 milioane de oameni și chiar este cunoscută ca metodă sau o psihotehnologie cu dezvoltare super rapidă. Vă spun doar foarte puțin din experiența mea sau cum a început experiența mea cu neurografica și cum am ajuns acum în față dumneavoastră. Dacă vedeți aici, am făcut un desen, era pentru... Era pentru certificarea mea și dacă vedeți, am pus aici un cerc și am scris decembrie. Era în 25.11.2021. Iar în decembrie 2021 am avut prima mea sesiune de neurografică. Aici nu aveam nicio idee că eu voi face în continuare neurografică. Deci, vedeți, eram 6 prietene în care am desenat 6 ore, iar după acea sesiune a luat amploare, fetele au chemat prietenele, frații, surorile și în felul acesta, pentru că, de ce chemau? Pentru că rezultatele erau foarte consistente sau să zic așa, într-un mod neașteptat și clar nu făceau altceva decât ce a fost în plus, a fost neurografica. Astfel încât de la angajat, deja de 2 ani de zile fac doar acest lucru, lucrez doar cu oamenii cu neurografica. Am fost prin o grămadă de orașe din România până acum, am ținut ateliere și față în față, am fost și la câteva emisiuni televizate, bineînțeles că pe Zoom țin o grămadă de ateliere, poate și săptămânal, sunt perioade când și săptămânal țin ateliere. Am lucrat și cu copii o singură dată, a fost o experiență foarte frumoasă cu copii, deși eu tot spun că eu nu lucrez cu copii, dar au fost 30 și ceva de copii și chiar a fost o experiență foarte frumoasă. Bun. Cei care, și doar nu eu, ca să nu spuneți că doar eu mă laud cu rezultatele mele, dar și cei care au practicat cu mine până acum, și au recăpătat, cum am spus, în primul rând, încrederea în sine, pentru că prin aceste desene preiei cumva controlul frâierilor vieții tale, devii cumva arhitectul vieții tale. Dar și au crescut numărul de clienți, apropo de cei care au business-uri sau afaceri și au rezolvat probleme de sănătate, ca să nu mai spun de gestionarea emoțională. Bun, aici o să vă mai spun câteva și chiar a fost foarte interesant când am auzit acest feedback de la o persoană care a spus că de când fac neurografică, acum văd toate evenimentele ca fiind pe calea mea, nu în calea mea, adică nu mai sunt obstacole, dar sunt doar niște lucruri pe care trebuie să le depășească și asta m-a încântat, mi s-a părut foarte tare. Altcineva spune că, uitați-vă, prin programul de neurografică am ajuns să îmi găsesc un alt job foarte interesant, cu o poziție de top management și mai am și alte persoane care și-au crescut business-ul cu 150%
asta puteți să vedeți interviurile și pe YouTube, exact prin practicarea acestei metode. Da, aici mai am câteva, dar nu o să stau peste ele. V-am spus, puteți să vedeți și pe grupurile mele sau pe paginile mele. O să vă dau doar câteva exemple de desene ca să vă faceți o idee despre ce înseamnă. Aici este un desen care îi spune neuromandala neamului. Dacă vă uitați aici, cerculețele acelea înseamnă exact, am reconstituit 7 generații din neamul meu, da, faceți cunoștință cu neamurile mele aici. Aici, acesta este unul dintre cei mai puternici, să spun așa, algoritmi care a avut o grămadă de rezultate, da, în urma acestui desen, de exemplu, au fost chiar nu ei personal, dar și cei din familie au avut schimbări majore, gen chiar spunea cineva, verișorul ei s-a lăsat de băutură, da? Sau multe lucruri, obiceiuri care le aveau în familie și s-au rezolvat anumite conflicte. Aici este floarea feminității. O să trec foarte rapid. Îngerul recunoștinței, în care ne putem exprima, așa cum ați văzut și la stand, la copac. Aici este un copac, chiar copacul acesta pe care îl vedeți, este chiar primul copac meu, de al meu, care l-am desenat la prima ediție al Echilibrum Fest. Și a fost chiar o întâmplare foarte, interesantă. A venit o doamnă și a spus, copacul ăsta îmi vorbește, îmi trimite un mesaj și mi-a și trimis un vers pentru acest copac. Nu mi-amintesc exact, erau două versuri, spunea că e atâta dor de optimism, e atâta dor de românism. Da? Deci asta spunea copacul acesta de la Sibiu. Ploaia șamanică și altele. Dar haideți să vedem de ce funcționează neurografica sau ce stă la baza acestei metode. În primul rând, pentru că folosim desenul, iar desenul este demonstrat deja că are un impact asupra dezvoltării mentalității noastre. Bineînțeles că contribuie la autocunoașterea noastră, la reducerea stresului și probabil cei care practicați pictura, desenul, știți despre ce este vorba. Bineînțeles că contribuie la atenție și la concentrarea, dezvoltarea memoriei noastre, creativitate și, așa cum spun, o mână antrenată are un creier antrenat, mișc mâna dreaptă, se activează emisfera stângă și chiar se recomandă tot ce ține de mână manual să facem lucruri pentru mentenanța creierului nostru. Și chiar în Japonia, în vremurile de demult, cei care candidau la posturile de conducere aveau acest test de caligrafie, pentru că și de atunci se considera că o mână antrenată are un creier antrenat. De aceea, odată doar că este desen, da? Dar pe lângă desen, deci neurografica nu este doar un desen sau este o artă, ea integrează, cum am spus, neuroștiințele, psihologia, neuroprogramarea lingvistică, brain map, terapia gestalt, filosofia artei, deci sunt elemente din ca și un cocktail, da, folosim elemente din mai multe tehnici și metode, astfel încât prin această metodă noi ne putem autoreprograma mental, crește autoeficacitatea noastră și autogestionarea emoțională și nu doar, este foarte important acest auto, da, pentru că o facem noi singuri cu mâna noastră aceste schimbări, da, este cea mai cunoscută ca una dintre cele mai eficiente, cum a spus, cu o dezvoltare super rapidă. Acum chiar ia amploare în China deja, a ajuns pe piața din China și din alte țări. Bun, haideți să vedem dacă știați că toate mâzgălelele care le facem pe foaie sunt niște mesaje ale subconștientului nostru. Acum am scris, răspundeți în chat, că era din prezentare, dar puteți să spuneți dacă știați că măzgălelele pe care le facem, și mă gândesc că este logic, că nimeni nu ne pune să facem măzgălelele acelea, simțim nevoia să punem pe foaie ceva. Dar ce legătură au măzgălelele cu neurografica? În primul rând, cum am spus, ne putem introduce un soi de control sau de conștientizare în acele măzgăleli. Și noi facem, cum am spus, oricum acele mâzgăleli, dacă simțim ceva și pur și simplu ne ducem și facem pe foaie.
Și în acest mod, cum am spus, este un mesaj din interior și ne face sau ne asigură o comunicare cu subconștientul nostru, o comunicare directă cu subconștientul nostru. Și hai să vedem cum mai exact comunicăm prin neurografică cu subconștientul. Dacă ne uităm în palmele noastre și nu să ne ghicim viitorul, dar să putem observa care este limbajul grafic al naturii și câtă asemănare este între ceea ce avem pe corpul nostru și ceea ce găsim în natură și, cum am spus, și creierul până la urmă și inima vorbește pe foaie cu, cu acele frecvențe, da, pe care le vedeți aici. Iar desenele de neurografică, așa cum mă gândesc că v-ați dat seama, deja nu sunt niște simple desene și nu este o artă. Cam astea sunt elementele care o face să fie o metodă în întregime, da, de dezvoltare personală, pentru că întotdeauna un desen, așa cum am spus, sunt niște desene care schimbă vieți. Și anume, pentru că orice desen are o temă, un scop, deci nu desenăm doar fără, așa, doar că ne vine. Avem un alfabet care este cerc, pătrat, triunghi, neurolinia pe care ați văzut-o și, și acolo la stand și procesul acesta de rotunjire. Toate aceste, neurolinia și rotunjirea, sunt patentate, deci sunt niște procese care sunt patentate de creatorul sau de autorul acestei metode. Avem un algoritm de bază care are 8 pași prin care trecem situația noastră, trecem de la un nivel de conștiință la altul. Avem 10 principii, care sunt și principiile dezvoltării sufletului și 4 puncte de reflexie foarte important pe parcursul acestor desene, să fim atenți la ceea ce se întâmplă în corpul nostru, emoții, gânduri și, și mai important, ce semnificație au acestea pentru situația pe care am pus-o pe foaie. Ok, alfabetul este cercul, simbol de perfecțiune, armonie, triunghiul este simbol de mișcare sau poate fi și de conflict, pătratul este stabilitate, putere, dar atunci când vrem să reprezentăm simbolic anumite situații, folosim aceste figuri geometrice. Și cum am spus, neurolinia sau linia lui Piscareov, care este exact acel element care ne face legătura cu subconștientul, ea, neavând nicio logică pentru mintea noastră, pur și simplu ne oprește sau ne deconectează de la partea conștientă și ne face legătura cu subconștientul. Și acest principiu de rotunjire de care vă spuneam, în care tot ce este ascuțit, toate intersecțiile pe care le avem pe foaie, noi vom merge și vom aduce, așa îmi place să spun, câte un zâmbet, da? Deci le facem să zâmbim toate, să zâmbească toate intersecțiile, pentru că tot ce este ascuțit este asociat de creierul nostru ca fiind ceva periculos, da? Dacă ne uităm dinții animalelor sau cuțitul, sau, da? Și tot ce este rotund sau oval, așa rotunjit, soarele, pământul, da? Ne creează ceva pozitiv, armonie și exact pe considerentul acesta facem aceste rotunjiri, astfel că rezultă un, dacă ne, da, ne uităm foarte bine, seamănă cu un neuron. Deci aducem neuroni la fiecare intersecție, astfel că se creează pe foaie o singură rețea neuronală. Bun, ce înseamnă de fapt un desen? Da? Este, avem o problemă, da? Ca să înțelegeți mai bine procesul, avem o problemă, e în mintea noastră, o putem spune pe foaie, adică o scoatem deja din interiorul nostru și rescriem scenariul, la fel, sunt anumite, să zic, detalii, reguli, cum putem rescrie aceste scenarii pe foaie. Și aici deja folosim, cum am spus, metode și elemente din alte tehnici și metode. Apoi, există și un pas în care ne conectăm cu lumea exterioară, pentru că prima dată ce punem pe foaie este doar despre noi, da? Este problema noastră, sunt blocajele noastre, deci nu este și despre mediul exterior. După ce am schimbat scenariul pe foaie, bineînțeles că ne schimbăm noi, se schimbă și mediul exterior și atunci avem nevoie de conectare cu mediul exterior. Prin culoare sau semnificația culorilor pe care le dăm, colorării, de fapt, că culorile fiecare le poate da o semnificație, dar coloratul acesta, de fapt, înseamnă integrarea în mediul exterior.
De exemplu, nu este destul să îmi schimb locul de muncă, da? Deci eu mă duc până acolo, bun, am obținut un nou loc de muncă, dar ca să mă și integrez acolo, da, am nevoie și de alte lucruri. Și atunci, prin această culoare, de fapt, noi ne integrăm în mediul exterior, nu doar ne conectăm cu mediul exterior. Apoi avem și un pas în care mulțumim Universului sau sursei divine, fiecare cum îl percepe, deci și acesta este la fel un proces, după care la orice desen, deci orice desen de neurografică are figura unei soluții. Și în felul acesta ne educăm mintea și creierul, ne antrenăm creierul ca în orice situație, indiferent de ce situație, chiar dacă este o situație în care nu avem, sunt situații în care spune, nu mai am ce să fac, este ultima, nu mai pot să fac nimic. Deci prin faptul că noi desenăm, nu contează ce, deci noi aducem simbolul acelei soluții și îi transmitem creierului că există o soluție de fiecare dată și, cum spuneam, așa ne așa antrenăm mintea. Da? Iar la sfârșit, de fiecare dată, trebuie să facem o reevaluare, să facem o reevaluare la ceea ce s-a desenat prima dată. Da? Sunt niște exerciții pe care le facem la început, da? Și după aia la sfârșit și se vede imediat rezultatul. Ok. Deci prin neurografică se poate orice desena, deci orice se poate desena atâta timp cât îi dăm noi o formă, că indiferent ce ar fi, undeva putem să o vizualizăm sau să îi dăm o formă. Și poate desena orice, oricine, indiferent de talente sau abilități la desen, pentru că majoritatea consideră că este, n-am treabă cu desenul, n-am treabă cu arta. Și în felul acesta nu este despre artă, că asta și spuneam, arta este despre o reproducere a lumii exterioare, iar această metodă, desenele acestea, sunt o reproducere a lumii noastre interioare și nu doar o reproducere, dar și o modificare. Aici, foarte interesant, nici eu nu am știut, au venit doamnele care lucrează cu mine și lucrează și prin aparatul cu biorezonanță magnetică, probabil că știți, chiar și aici avem la festival, și ne-a spus, uitați-vă cum a spus, că era într-o stare de frică parcă și după ce a făcut un desen de neurografică a observat că s-au modificat, da, crescuse valorile de la iubire și valorile de acceptare și după acel lucru, după acel mesaj pe grup în care am acele persoane, bineînțeles că au mai confirmat încă două persoane care făcuse un desen de neurografică și li s-au confirmat exact ceea ce a ieșit pe desen. Acum nu se înțelege că facem un desen și deja citim, deci nu e ca și un ghicit în cafea sau citit în stele, da? Deci noi singuri ne observăm până la urmă tiparele noastre pe foaie, bineînțeles antrenându-ne și desenând. Bun, aici mai sunt câteva care deja au aprofundat mai mult neurografica, da? Sunt mai multe feedback-uri testimoniale, sunt foarte multe, nu o să stau acum să le citesc, dar doar vreau să vedeți că rezultate și lucruri pozitive se întâmplă, schimbări în viața celor care practică neurografica se întâmplă. Da? Îmi place foarte mult acel feedback în care spune că prin ceea ce credeam că nu este posibil, îmi pare ca fiind posibil. Exact, da, terapeutul pe care nu îl pot manipula, da, pentru că n-ai unde să fugi. La fața terapeutului poate mai eviți, poate mai nu spui, sau, dar pe foaie se vede tot ce ai în interiorul. Deci, în concluzie, neurografica ne poate ajuta în diverse situații de viață și mai ales atunci când suntem, cum a spus, în impas, primim anumite provocări sau suntem în anumite provocări în viața noastră și ne poate aduce armonia interioară. Ok. Deci pentru cei care vor să practice sau care sunt interesați de neurografică, pentru festival am aceste oferte. Deci am un atelier gratuit
duminica viitoare, la ora 19, despre cum să-ți crești încrederea în sine prin neurografic, așa că vă puteți înscrie, dacă nu v-ați înscris deja, puteți veni la stand să vă dau codul, da, unde să vă înscrieți. Bineînțeles că cei care vor să știu deja despre neurografică și vor să aprofundeze, nu au cursul de bază, pot profita acum de această reducere de 45% la curs și în exact o lună la Sibiu voi face cel mai tare, să spun așa, eveniment de neurografică din România, în care puteți, cei care sunteți interesați, aveți 10% reducere. Da, asta este retreat-ul în 22-25 iulie sau 25-28 lângă Sibiu. Prin care, prin acest retreat, am scopul ca acei care participă să se cunoască mult mai bine, că e una când facem online și am închis ecranul, da, și au plecat fiecare treaba lui, și alta când stai acolo 2-3 zile alături și intrăm în acest proces de transformare, bineînțeles că de aici vei pleca cu niște tehnici, cu niște lucruri care te vor ajuta și după aceea, nu doar atunci, da? Voi folosi și o altă tehnică care chiar este premieră în România și sunt singurul instructor de neurokintsugi, în afară este o combinație dintre neurografică și arta japoneză kintsugi, dacă știți ce reprezintă refacerea sau restabilirea vaselor ceramice prin aur, deci acele vase care se spart, făcându-le înapoi, deci restabilindu-se prin aur, deja devin mult mai valoroase decât erau înainte. La fel și noi, da, suntem înăuntru, poate suntem, atâtea provocări ne-au rupt, să spun așa, deci ne-au franjurat, iar prin această metodă noi învățăm cum să ne restabilim sau ne restaurăm sufletul nostru, să devenim și mai valoroși, exact prin prisma acelor provocări prin care am trecut. Iar cei care nu ați reușit să descărcați ghidul, da, ghidul care este gratuit, deci ceea ce spuneam, cred că, adică eu zic că este cam maxim în limba română ce puteți să aveți acum, la momentul ăsta, ca și informații. Da? Este un ghid în care vă ghidez pas cu pas să faceți un desen de neurografică pentru îndeplinirea unei dorințe. Da? Deci acest ghid, dacă nu l-ați descărcat, puteți să copiați QR codul sau să veniți și la stand. Și m-am încadrat frumos. Într-un minut. Vă mulțumesc foarte mult pentru...